Suntem 7 miliarde de oameni pe glob, dar în fiecare an, în Moldova, se nasc tot mai puțini copii. O femeie din Moldova naște în medie 1,3 copii, de două ori mai puțin decât este necesar pentru simpla înlocuire a generațiilor. Populația vârstnică peste 60 de ani constituie 14,2%, iar către 2050 va depăși 30% din numărul total al populației. Moldova este considerată o țară bătrână. Populația scade vertiginos. Dacă în 2010 era de peste 3 milioane de persoane, se estimează ca până în 2130 să se ajungă la doar 1.500.000. Să ajutăm Moldova să crească!